responsabilitate. Deci, cu alte cuvinte, se mai gândește dacă demisionează sau nu. Până atunci, însă, astăzi este forfotă mare în Parlament pentru că opoziția depune moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Viorica Dăncilă. Șanse de reușită există pentru naționali liberali, care au adunat 237 de semnături, și pentru ca guvernul să plece acasă, știm, este nevoie de 233 de voturi. Numai că de la depunerea moțiunii până la vot se pot întâmpla multe lucruri care ar putea schimba total datele problemei. Discutăm toate aceste variante de reușită sau de eșec în emisiunea de astăzi, când vom vedea și ce noutăți nu mai aflăm în cazul reglării de conturi în stil mafio de duminică noaptea din centrul Bucureștiului. După aproape două zile de anchetă, nu a fost reținută nicio persoană în acest caz. Am aflat doar că Ministerul de Interne încearcă să află în ce măsură își fac datoria poliția și jandarmeria capitalei. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de astăzi: Dan Vâlceanu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Teodora de Sagă din partea PMP și Silviu Dehelean, deputat USR. Bună ziua, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Talk B1. Îi cer domnului Felix Pănilă, procuror șef la DICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DICOT. Abia aștept să treacă moțiunea să scăpăm de PSD. Moțiunea nu va trece, nu vor fi PSD-și care vor bloca la moțiunea de cenzură. Este o zi mare pentru că moțiunea de cenzură inițiată de opoziție la adresa guvernului Dăncilă va fi depusă în Parlament. Ca să fie adoptată sunt necesare, vă spuneam, 233 de voturi. Votul la moțiune este unul secret cu bile. Mergem în Parlament la colega mea, Alina Sorocea, ne dă mai multe detalii despre ceea ce urmează să se întâmple astăzi. Te rog, Alina, ești în direct. Bună ziua! Bun găsit! În această după-amiază, Partidul Național Liberal și celelalte partide din opoziție vor depune moțiunea de cenzură, o moțiune de cenzură care în acest moment are 237 de semnături, dar ar putea să aibă și mai multe până în momentul în care va fi depusă. Dacă această moțiune de cenzură va întruni numărul necesar de voturi, 233, atunci guvernul condus de Viorica Dăncilă va pleca acasă. Însă, în prima fază, va rămâne guvern interimar. În 45 de zile, președintele Klaus Iohannis va convoca partidele parlamentare la consultări, se va forma o nouă majoritate și președintele Klaus Iohannis va veni cu nume de premier. Poate să accepte o propunere de la partide sau poate să vină din propria sa inițiativă cu un nume. Respectiva persoană care va fi nominalizată va trebui să-și formeze cabinetul, să vină în termen de 10 zile în Parlament pentru un vot de încredere. Dacă va pica guvernul, dacă nu va exista un vot, număr necesar de voturi pentru la votul de încredere, atunci președintele Klaus Iohannis repetă procedura, întrunește din nou partidele din Parlament la consultări, vine cu o nouă propunere de premier și din nou avem un vot în Parlament. Dacă nici a doua oară guvernul nu trece de legislativ, atunci putem ajunge chiar la alegeri anticipate. Până atunci, așa cum vă spuneam, însă vom avea astăzi o depunerea moțiunii de cenzură. Vom vedea mai departe ce se întâmplă până săptămâna viitoare, atunci când cel puțin liberalii și-ar dori să aibă loc dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzură. Vom vedea dacă toți cei care au semnat această moțiune de cenzură vor garanta și un vot în Parlament pentru această moțiune. Alina Sorocean a fost în direct, îți mulțumim foarte mult, începem dezbaterile. Domnule Vâlceanu, aș începe cu dumneavoastră. Înțeleg că se va da un vot secret cu bile, nu aveți emoții? Bun, emoții tot timpul sunt și dacă știi sigur că ai numărul de voturi, e ca un examen, da? Și e normal să ai emoții. Dar din ce se vede, sunt 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură. Dacă măcar cei 237 care au semnat și votează moțiunea de cenzură, și n-am motive să cred acum altfel,
Moțiunea va trece și atunci guvernul Dăncilă, cel mai incompetent, clar, guvern de după Revoluție, pleacă acasă. Nu am niciun fel de emoție, a spus doamna premier când s-a adresat presei. Doamna premier transmite un semnal către propriul partid și către activiștii propriului partid, care au probabil nevoie de o încurajare în momentul ăsta. Bineînțeles că au emoții. Și au fost zvonuri că inclusiv parlamentari PSD ar fi semnat moțiunea de cenzură. Vom vedea care sunt acești parlamentari PSD atunci când moțiunea va fi depusă, pentru că atunci, practic, lista stă la dispoziția tuturor. Dar dacă este așa și parlamentari PSD au semnat moțiunea, este clar că doamna premier are o problemă inclusiv cu propriul partid, care nu mai dorește președintele partidului, pentru că, până la urmă, dacă e să gândim în termen de politică internă în PSD, atunci când proprii colegi nu te mai vor premier, este clar că nu te mai vor nici președinte. Dacă trece moțiunea, doamna Dăncilă are o problemă inclusiv cu statutul de președinte al PSD. Vin alegerile, nu cred că mai e de dat înapoi. Oricum este candidatul PSD. Până la alegeri nu, dar după alegeri este evident că va urma o demitere a doamnei Dăncilă din funcție de președinte. Doamna Desagă, Partidul Mișcarea Populară susține necondiționat această moțiune de cenzură. Înțeleg, mergeți cu toți membrii din Parlament la vot și votați pentru demiterea guvernului, corect? Așa este. PMP, ca și în celelalte ocazii ale moțiunilor de cenzură sau moțiunilor simple, a votat întotdeauna pentru demiterea ministrilor și cabinetului Dăncilă. Să ne aducem aminte că totuși în 2 ani și 8 luni avem peste 80 de miniștri, care fiecare și-a dovedit incompetența în funcția pe care a deținut-o. Suntem cu toții de acord și reprezentanții partidelor aflate astăzi la discuție aici, la dumneavoastră în platou, că acest guvern trebuia să plece de mult. Ori moțiunea de cenzură ar fi trebuit depusă mult mai devreme. Din păcate am pierdut așa puțin timp ca să strângem aceste semnături și este păcat că sunt în continuare unii parlamentari care s-au lăsat destul de greu convinși, vorbind de cei de la ALDE și de la Pro-România, care inițial au spus cu toată convingerea că și ei sunt împotriva PSD. Vedem, în schimb, ce se va întâmpla la vot și trebuie să mergem pe un principiu. Doar votul ne va asigura, într-adevăr, că o semnătură pusă pe textul moțiunii reprezintă și un vot împotriva guvernului Dăncilă. Și un lucru pe care l-am menționat și cu altă ocazie, parlamentarii PMP și-au asumat faptul că vor vota la vedere. Ori am înțeles că și liderii celorlalte partide din opoziție și-au asumat acest lucru. Așadar, în cazul în care vor fi trădări din partea parlamentarilor din opoziția la PSD, se vor vedea. Și de ce s-a luat această măsură a votului secret cu bile, dacă semnatarii moțiunii și inițiatorii ei au hotărât să se voteze la vedere? Trebuie să fi întâmplat ceva. Pentru că există clar dubii și s-a tot discutat, chiar dacă liderii partidelor din opoziție s-au pus la masă, ați văzut că în ultima vreme au tot existat acuze lansate în planul public despre ceea ce vor face cei de la ALDE și de la Pro-România. Și eu personal îmi păstrez această rezervă. Vreau să văd într-adevăr votul, rezultatul votului pe moțiunea de cenzură. Regulamentul Camerei Reunite este obligatoriu, da. Dar fiecare... votul cu bile secret este prevăzut de regulamentul Camerei, așa este. Dar fiecare deputat sau senator are dreptul să arate modul în care votează. Ori este foarte ușor să arăți acest lucru în momentul în care te apropii cu cele două bile de urnă. Se vede, numai dacă vrei să ascunzi această modalitate, exact, de a se arăta votul sau de a răspunde la ordinele partidului. Întotdeauna, noi cei din USR am criticat întotdeauna această modalitate de lucru și când PSD le-a cerut parlamentarilor proprii să stea în bănci și să nu se ducă la vot, și când s-au făcut solicitări pentru vot la vedere, ne-am criticat de fiecare dată acest lucru și probabil că vom rămâne consecvenți și avem încredere în parlamentarii noștri că vor vota pentru moțiune, adică nu avem. Dar nu este problema de încredere. Asta. Nu este problema de încredere, pentru că și noi avem încredere în toți cei 17 parlamentari, adică nu se pune problema. PMP este foarte consecvent în ceea ce privește politica împotriva guvernului. Și unde PSD sunt îndoielile deci atunci? Că tot păi o temere nu există. Îndoielile nu sunt la PNL, PMP sau USR. Asta este clar. La Pro-România și la ALDE. Eu cred că ca totul să fie în afară oricui dubiu, este foarte bine ca parlamentarii, dacă doresc să-și arate votul. Adică nu are rost să începem după aceea o discuție. Să ne arătăm cu degetul, cumva. Sigur, cât că nu trece, să ne arătăm, să începem să ne certăm care au votat și care n-au votat. E mai bine ca lucrurile să fie absolut transparente. Emoții cu privire la această moțiune de cenzură
noastră va avea și puterea și opoziția. Pentru că este foarte importantă. Până la momentul numărării voturilor. Deci, bun, haideți să analizăm puțin ambele variante. Domnule Vâlceanu, încep cu dumneavoastră pentru că sunteți cei care ați inițiat această moțiune de cenzură. În cazul în care guvernul Viorica Dăncilă pică, ceea ce este favorabil acum pentru opoziție, pentru dumneavoastră, toți cei trei care sunteți astăzi în platou, da? Ce se întâmplă mai departe? Sunt mai multe variante. Varianta unui guvern de sacrificiu care să fie până la alegerile de anul viitor, un an, care să plătească toate greșelile socialdemocraților, da? Am încheiat citatul din colegii dumneavoastră. Alegeri anticipate, să duceți în acel moment, da, ceea ce se întâmplă acum până la alegeri anticipate. Ce opțiune aveți? Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt foarte clare. Președintele cheamă la consultări partidele parlamentare și desemnează un premier care trebuie să negocieze o majoritate în Parlament și să vină și cu un program de guvernare care trebuie votat, și cabinetul și programul de guvernare trebuie votate de către Camerele Reunite, de Parlamentul României. Din punct de vedere politic, strategia fiecărui partid diferă și ați văzut că, de exemplu, cei de la ALDE și Pro-România au un alt scenariu pentru ce va urma după. Din punctul nostru de vedere al liberalilor, prima opțiune sunt alegerile anticipate. Ne-am dorit ca în urma acestui demers să ajungem la alegerile anticipate, astfel încât România să aibă un parlament conform voturilor sau așteptărilor românilor din prezent, pentru că este clar că rezultatul alegerilor din 2016 nu mai sunt ceea ce românii își doresc acum, nu mai este ceea ce românii își doresc acum. Și numai în varianta a doua să existe un guvern care își asume această tranziție din prezent până la alegerile de anul viitor, din toamna anului viitor. Deci, practic, dacă nu putem să mergem către alegeri anticipate, Partidul Național Liberal, așa cum a și spus de fiecare dată, își asumă guvernarea României până la alegerile de anul viitor și sunt o serie întreagă de măsuri pe care le-am tot discutat în spațiu public, legate de desfințarea supraaccizii la combustibil, abrogarea acelei ordonanțe privind supraimpusarea muncii part-time sau acea ordonanță 60 care a desfințat acele firme protejate care angajau persoane cu dizabilități. Sunt o serie întreagă de acte normative, de greșeli pe care le-a făcut la guvernare PSD, care pot fi îndreptate până la anul. Dar guvern de tranziție cu personaje emblematice sau cu tehnocrați, cu ghilimelele de rigoare, susținuți de Național Liberal și celelalte partide? Nu pot da un răspuns la această întrebare acum, pentru că, până la urmă, un cabinet este propunerea unui premier desemnat de președintele României. Rămâne de văzut pe cine sau cu cine își dorește să facă echipă viitorul premier desemnat de către președintele României, pentru că el va fi cel care... O să cer părerea și colegilor de platou, după care mergem la cea de-a doua variantă, cea a respingerea acestei moțiuni de cenzură. Vă rog, doamna de Sagă. Partidul Mișcarea Populară, așa cum a mai declarat în nenumărate rânduri, susține intrarea la guvernare astfel încât partidele din opoziție să își asume responsabilitatea în fața românilor, în conformitate cu votul pe care l-am primit cu toții la alegerile pentru Parlamentul European, când s-a văzut clar că votul românilor merge în altă direcție. Am mai spus acest lucru și cu altă ocazie despre alegerile anticipate. În momentul de față ar însemna doar o prelungire a crizei în care ne aflăm, da? Pentru că este clar că avem un guvern care nu mai are o asumare în fața cetățenilor, nu mai are credibilitate, în care cetățenii efectiv nu mai au încredere și nu mai are nicio majoritate parlamentară, lucru pe care sper că emoțiunea îl va dovedi într-adevăr. De aceea, deci deja aveți o problemă, nu sunteți de acord cu Național Liberalii pe alegerile anticipate, în momentul de față, până la alegerea președintelui, nu pot avea loc. Legea fundamentală presupune că nu ai voie să dizolvi Parlamentul cu 6 luni înainte de finalizarea mandatului președintelui. Deci vorbim clar că până noiembrie nu se poate realiza nimic. Decembrie, la fel, va fi o lună moartă. Vorbim de ianuarie, februarie, deci doar câteva luni înainte de alegerile locale. Nu avem voie să facem cele două alegeri, să comasăm alegerile pentru Parlament anticipate cu alegerile locale, pentru că există o decizie a Curții Constituționale din 2012 care interzice acest lucru, ceea ce ar însemna să avem alegeri generale undeva în primăvara anului următor. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu rezolvă situația.
ci doar prelungește o criză politică pe care noi nu ne dorim. Și Partidul Mișcarea Populară consideră că avem nevoie de un guvern format din oameni competenți, profesioniști, indiferent din care dintre partidele de opoziție vor veni. Dar oameni care și-au demonstrat și-au demonstrat abilitățile de-a lungul carierei. Și de asemenea am propus și o condiție pe care a anunțat-o președintele Eugen Tomac. Ne dorim un guvern pentru relația cu Republica Moldova, astfel încât proiectul de țară asumat de Partidul Mișcarea Populară să fie susținut de un guvern în următorul an. Și să nu uităm, de asemenea, și despre proiecte majore pe care noi le susținem, revenirea la alegerea primarilor în două tururi, cei 300 de parlamentari, aplicarea referendumului din 2009. Sunt multe alte măsuri pe care eu cred că partidele din opoziție trebuie să să stea la masă și să reflecte asupra lor și să vină cu un program de guvernare credibil și responsabil. Domnule de Helen. Da. Pentru USR este clar că prima opțiune sunt alegerile anticipate. Am și lansat o invitație către toate partidele care au semnat această moțiune de cenzură să semneze un pact cu privire la demararea în cel mai scurt timp posibil a alegerilor anticipate. Într-adevăr, cu 6 luni înainte de data alegerilor prezidențiale nu pot să dizolv Parlamentul, dar oricum procedural este imposibil până la alegerile prezidențiale să facem acest lucru. Deci, orizontul de timp ar fi undeva la începutul anului viitor, s-ar putea organiza alegeri parlamentare. Criza va continua să existe atâta vreme cât avem această majoritate în Parlament. Pentru că încă în momentul de față în Parlament și la voturile din comisii, PSD-ul încă reușește să-și treacă proiectele, unele dintre ele nocive, sau să blocheze unele proiecte bune, cum ar fi alegerea primarilor în două tururi, de exemplu. Deci cu configurația actuală a Parlamentului vom merge într-o continuă criză până la sfârșitul anului 2020. Este clar, opțiunea noastră sunt alegerile anticipate și o resetare parlamentară. În cazul în care acest lucru nu se poate realiza, și știm foarte bine că parlamentarii din actualul mandat sau vor fi greu de convins. Asta urma să vă întreb, cine își asumă, domnule de Helean, să plece în șomaj, cu ghilimelele de rigoare, evident, cu un an mai devreme, să renunțe la niște salarii de peste 1000 de euro, cu un an mai devreme. PNL-ul, am înțeles că și-asumă, USR-ul și-asumă de mai mult. Pentru PMP nu este o problemă aceasta, faptul că cei 17 parlamentari vor rămâne fără postul de parlamentar. Deci să nu se înțeleagă greșit lucrul acesta. Ci doar faptul că prima opțiune pentru partidele din opoziție trebuie să fie formarea unui guvern, ca să soluționăm această criză cât mai repede. Ca să aibă susținerea partidelor care... Păi, în primul rând, vorbim despre cele trei partide de opoziție consecvente, care nu avem, dar putem avea un guvern minoritar, format din membri, susținut din Parlament de Pro-România și doar susținut... Am un pic de dubii, să știți că va funcționa. De dubii am vorbit și eu mai devreme la moțiunea de cenzură. Eu știu, dar aceasta ar trebui să fie prima soluție, nu să avansăm în continuare ideea alegerilor anticipate, care, v-am spus, din punctul nostru de vedere, momentan, nu rezolvă situația. Nu trebuie să recunoaște că un guvern susținut de 5 partide e un guvern cu probleme, da? Complicat, e o situație complicată. Absolut, este, cu siguranță este. Dar situația generală este dificilă. Din care două partide au contribuit substanțial la situația în care se află România în prezent. Pro-România este un PSD mai mic, care niciodată, niciunul dintre liderii acestui partid nu au vorbit împotriva PSD-ului, nu știu dacă ați observat declarația. Au vorbit împotriva domnului Dragnea sau împotriva doamnei Dăncilă, nu împotriva PSD-ului. Deci eu cred că... Păi, interesul domnului Ponta a fost să-și atragă cât mai mulți PSD-iști în formațiunea domniei sale, cum ar fi să spună rău de toți. Iar ALDE a văzut cât de greu a fost să iasă de la guvernare, să fie deconectat de la banul public. Sunt convins că ei își doresc să revină cât mai curând. Nu avem o situație ideală, într-adevăr, pentru formarea unui guvern. Nici măcar trebuie să încercăm datoria partidelor. Trebuie să mergem în publicitate, analizăm varianta a doua.
Da, imediat după publicitate, repede analizăm și cea de-a doua variantă, după care vedem ce se întâmplă și cu scandalul pe seama demisiei sau demiterii domnului Felix Bănilă. Claus Iohannis îl acuză de incompetență pentru că nu a fost în stare să soluționeze corect cazurile Caracal și Alexandria. Vedem exact ce răspuns i-a dat Felix Bănilă lui Claus Iohannis doar câteva minute după publicitate. Asta spune. Am revenit în direct. Avem și varianta conform căreia planurile opoziției eșuează și guvernul Viorica Dăncilă rămâne în funcție. Moțiunea de cenzură nu trece. Repede, domnule Vâlceanu, ce faceți în acest caz? În sesiunea viitoare depunem iarăși moțiune de cenzură și stăruim ca acest guvern să plece acasă. Este singura variantă pentru România, indiferent câte probleme ar fi la formarea unui nou guvern sau indiferent câte discuții ar urma trecerii moțiunii, este totuși o variantă mai bună decât să rămână guvernul Dăncilă în funcție. Uitați-vă ce se întâmplă și în Europa și am ajuns de râsul lumii să mergem și să fim printre țările cărora le sunt refuzați comisari europeni. Păi depuneți, da, depuneți moțiunea de cenzură și alegerile sunt și mai aproape, următoarele alegeri. Practic ar fi un demers în zadar pe care îl întreprindeți, nu? Eu cred că fiecare lună pe care o stăm cu acest guvern e o lună pierdută pentru România. Din punctul meu de vedere îmi doresc foarte tare ca această moțiune să treacă. Nici de cum, cel puțin la modul în care privim lucrurile acum, că avem semnăturile, că sunt oameni dispuși să voteze moțiunea, nu cred că nu trebuie să avem speranțe, adică trebuie să sperăm și să ținem tot ce, să facem tot ce ține de noi ca acest guvern să pice. Doamna de Sagă? Dacă acest guvern nu va pica cu ocazia moțiunii de cenzură, este clar în primul rând un semnal pentru cetățeni, care vor ști cu atât mai bine pe cine să susțină pentru următoarele alegeri locale și parlamentare. În schimb, Partidul Mișcarea Populară va susține în continuare proiectele de lege pe care le are propuse Parlament, va fi critic la adresa guvernului, pentru că sunt destule lucruri de criticat și își va face treaba de partid de opoziție. Vă rog, domnule De Helen. Dacă moțiunea nu trece și dacă PSD nu va da el singur jos pe Viorica Dăncilă după ce nu va accede în turul 2 al prezidențialilor, atunci, în 1 februarie 2020, la 3 ani de la Ordonanța 13, trebuie să depunem o nouă moțiune de cenzură și să purtăm în așa fel negocierile încât de data respectivă să treacă, să reușim să dăm jos acest guvern. Și eu cred la fel că orice zi în plus petrecută cu acest guvern este o zi pierdută pentru România. Și eu am rămas dator cu situația în care nu se pot organiza alegeri anticipate și va trebui ca opoziția să susțină un guvern. Și vreau să vă spun că USR va susține un guvern non-PSD cu anumite condiții. Și condițiile sunt să, ca miniștrii să fie niște persoane integre, dincolo de orice dubiu, și insistăm pe acest subiect. Și după aceea sunt câteva proiecte pe care ni le dorim promovate de acest guvern, cum ar fi primarii în două tururi, revenirea la desemnarea președintelui Consiliului Județean de către Consiliul Județean, nu uninominal, de către prin vot uninominal, abrogarea pensiilor speciale și probabil alte modificări la legislația electorală, punerea în acord a legilor justiției cu recomandările Greco și ale Comisiei de la Veneția. Aveți planuri. Sunt și da. Păi, astea sunt urgente. Ordonanța 140, ordonanțele de Tudorel Toader, adică sunt multe da. Lucruri care vreau trebuie să mergem puțin să vedem ce se întâmplă și cu DICOT-ul, pentru că Felix Bănilă nu se dă dus cu una cu două. Șeful DICOT a anunțat în această dimineață printr-un comunicat de presă că nu demisionează, pentru că activitatea DICOT nu se rezumă numai la cazul Caracal. Totuși, pentru că cererea a venit de la președintele Claus Iohannis, procurorul șef al DICOT spune că se va consulta cu colegii, după care va lua o decizie în acest caz. Totuși, ministrul Justiției Ana Birceal ar putea declanșa procedura de revocare din funcția lui Felix Bănilă, dacă acesta refuză în continuare să demisioneze. Ne explică în detaliu colega mea, Gabriela Mihai. Gabi, bună ziua, te rog. Bun găsit. Astăzi, procurorul șef al DICOT, Felix Bănilă, a fost la parchetul
Consiliul General, acolo unde s-a consultat cu procurorul general interimar Bogdan Licu. Ulterior a mers și la Ministerul Justiției, a stat de vorbă și cu ministrul Ana Birceal și nu este exclus ca în cursul acestei zile să ia o decizie, având în vedere faptul că spunea că după ce se va consulta cu superiorii săi ierarhici, va anunța ce decizie a luat. Dacă va răspunde pozitiv solicitării făcute de președintele României Klaus Iohannis de a-și da demisia din funcția de procuror șef al DIICOT sau dacă va refuza acest lucru. Cert este însă că dacă nu va face astăzi un anunț, nu este exclus ca ministrul Justiției Ana Birceal să recurgă și la această pârghie și anume să declanșeze procedura de revocare din funcție a procurorului șef DIICOT Felix Bănilă. Ei bine, rămâne însă de văzut ce decizie va lua procurorul șef DIICOT Felix Bănilă în urma acestor consultări. Astăzi aici la sediul DIICOT a fost și o adunare generală a procurorilor. Cel mai probabil că și în cadrul acestei adunări generale s-a discutat pe tema solicitării făcute de președintele României Klaus Iohannis și anume aceea de a-și da demisia din funcție Felix Bănilă. Cert este că în această dimineață procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă, a dat un comunicat de presă prin care spunea că activitatea DIICOT nu constă doar în cazul Caracal și mai sunt și alte dosare importante gestionate aici și se teme ca o eventuală demisie să nu ducă la o eventuală nemulțumire în cadrul celor din DIICOT și, prin urmare, iată că a luat această decizie de a se consulta cu toată lumea. Vom vedea dacă astăzi va anunța dacă își va da demisia sau nu din funcție. Mulțumim foarte mult, Gabriela Mihai a fost în direct de la sediul DIICOT. Mergem în publicitate și comentăm și acest subiect în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi. A revenit pentru a trage concluziile acestei prime ore de dezbateri. Vom vorbi puțin despre ceea ce a declarat Klaus Iohannis cu privire la Felix Bănilă, procurorul șef al DIICOT. Îl vrea plecat din funcția DIICOT, deoarece, spune Klaus Iohannis, Bănilă nu ar fi gestionat corect cazul Caracal, dar nici cazul din Dâmbovița cu fata violată și ucisă de olandezul care ulterior s-a sinucis. Facem repede un tur de masă. Domnule Vulceanu, începem dumneavoastră. Sunt declarații politice ale lui Klaus Iohannis sau șeful statului chiar își dorește și la DIICOT să plece domnul Bănilă acolo, să mai vină un interimar, poate? Eu nu cred că poți să faci politică atunci când vorbești de DIICOT. Până la urmă, dacă e să tragem o concluzie, cel puțin din modul în care DIICOT a comunicat în legătură cu cazul Caracal, adică n-a comunicat de fapt, pentru că de asta au și apărut diverse speculații. Atunci când nu comunici și nu înțelegi care e rolul comunicării într-un asemenea caz, despre care cred că orice cetățean din România a vorbit până acum, măcar o dată, greșești, pentru că așa apar aceste speculații și tot felul de manipulări în spațiul public. Nu vă mai spun faptul că probabil președintele are și alte informații decât avem noi și a putut trage o concluzie mult mai corectă în urma informațiilor pe care le are. Deci eu cred că, cel puțin din punct de vedere al comunicării, modul în care DIICOT s-a comportat apropo de acest caz și la, facem referire și la celălalt caz cu pedofilul olandez, au fost o serie de greșeli, da, care n-ar trebui să se întâmple. Până la urmă vorbim de cazuri care au pus în zguduit România și oamenii au nevoie de informații măcar minimale, informații pe care le pot pune. Doamna de Sagă, este o soluție demiterea șefului DIICOT? Credeți că dacă pleacă domnul Bănilă și vine altcineva, se va rezolva și cazul Caracal, și infracționalitatea, și traficul de droguri, și toate relele României? Cu siguranță nu. Vorbim aici nu despre un om, ci despre un sistem defect. Vorbim despre un sistem care nu reușește să-și apere cetățenii, despre un stat care demonstrează prin instituțiile sale de forță sau de cercetare din justiție că nu reușește să ofere respectul cuvenit victimelor. Mai vorbim doar de proasta comunicare a DIICOT.
Da. Noi analizăm acum o declarație a președintelui Iohannis referitoare la demiterea acestui șef de ICOD. Dar sunt ferm convinsă că înainte de acest anunț public, această solicitare publică, trebuia să existe o discuție. Așa cum a avut o discuție și înainte să-l numească, deși, țin minte, în urmă cu 15 luni, când a fost numit șef de ICOD, trei sferturi, dacă nu mă înșel, dintre procurorii din secție i-au adresat atunci o scrisoare președintelui și spuneau cu foarte multe argumente de ce nu este varianta potrivită să preia șefia de ICOD. Așadar, ce s-a întâmplat oare în cele 15 luni încât președintele Iohannis să-și dea seama că nu este într-adevăr cine trebuia să conducă această instituție? Cazurile acestea reflectă, în schimb, o dramă, o realitate cruntă cu care cetățenii de rând se confruntă. Și sunt foarte multe care nu ajung să fie date publicității și care nu ajung să fie atât de discutate, dar sunt de aceeași dramatism, în care victimele ajung să fie persecutate de autorități în loc să li se caute dreptatea. Ori aici trebuie să vedem, trebuie să ne gândim că da, numirile politice, politizarea intensă a instituțiilor a dus la o degradare a acestora, pentru că în loc să avem oameni competenți în funcțiile cheie și în subordinea acestora, am ajuns să avem oameni care răspund doar la comenzi politice. Domnule Dehelan, este o soluție plecarea, vă întreb același lucru ca pe doamna de Sagă, este o soluție plecarea domnului Bănilă din... Plecarea domnului Bănilă nu ar fi un panaceu universal, n-a rezolvat toate problemele României, dar este un pas necesar și țin să-i dau dreptate președintele României atunci când îi cere demisia. Demisia care, da, este un act unilateral, cum ne reamintește domnul procuror într-un răspuns destul de ironic pe care îl adresează președintelui, dar în același timp este și un act uneori de onoare. Atunci când tu conduci o instituție care se dovedește incompetentă și lipsită de rezultate în anumite cazuri, atunci trebuie să-ți asumi și să pleci. Ori, referitor la solicitarea domnului președinte, care v-am spus este legitimă, este potrivită în acest moment, dar întrebarea se pune în continuare de ce a ales să dea curs propunerile lui Tudorel Toader în condițiile în care, cum zicea și colega mea de platou, foarte mulți dintre procurorii DICOT s-au apus acestei numiri. Adică domnul Bănilă, da, nu a fost o soluție. Vom urmări acest subiect. Pentru că există o decizie a Curții Constituționale care, faceți aminte, în cazul Laurențiu că deși a apărut această decizie a Curții, prin care în procedura de numire și de demitere a procurorului șef, președintele este cel care practic îndeplinește actul asta formal. A fost anterior. De... Da, trebuie să luăm publicitate. Vă aștept în cea de-a doua oră, stimați telespectatori, când vom discuta despre scandalul din Piața Constituției, despre cazul revoltător petrecut în centrul Bucureștiului. Sunt două zile de când s-a produs o crimă în fața Palatului Parlamentului. O altă persoană este în stare gravă la spital. Nu avem niciun vinovat, nici o persoană audiată, nici un suspect în acest caz. Autoritățile ridică din numeri și spun că în continuare caută vinovați. Avem și o anchetă la nivelul Poliției Capitalei și a Jandarmeriei Capitalei pentru a se vedea unde au fost autoritățile când niște interlopi se omorau în centrul Bucureștiului. La doar o zi după ce în același loc au avut loc alte incidente. Vedem părerii la cald în cea de-a doua oră și comentăm acest subiect. Stați alături de noi!